Robert și Ionuț, cum am văzut mai devreme, au încălcat regulamentul, au mers în casa fetelor. Bine, Ionuț a mers pentru a-l împiedica pe Robert să părăsească emisiunea, să iasă pe porți și lui, la momentul respectiv, la ce supărat era și ce nervi avea, nu și-a mai dat seama de faptul că, sau nu i-a mai păsat de faptul că a încălcat regulamentul. Fetele, ați văzut, erau puțin panicate și întrebau ce caută cei doi acolo, pentru că o să primească amendă, iar doamna Simona, înainte de pauza de publicitate, a anunțat că nu este vorba despre o amendă, ci despre o pedeapsă pentru toți concurenții din casă, atât fete cât și băieți, și anume o săptămână nimeni nu mai primește pachete și scrisori. Le-am auzit deja pe fete nemulțumite de decizie, una dintre fete spunea că nu mai are țigări și nu are cum să primească. E foarte posibil să existe discuții contradictorii sau nemulțumiri după live pe care probabil o să le vedem pe materiale.